Arhiepiscopul Tomisului a recunoscut voalat că i-a spus șoferului să se grăbească atunci când acesta a fost amendat pentru că circula cu 235 de kilometri la oră. Întrebat astăzi de jurnaliști la conferința de final de an despre ce se simte atunci când mergi cu astfel de viteză, ierarhul a explicat că trebuia să ajungă la Sfântul Maslu și și-a îndemnat șoferul să țină ritmul ca să ajungă la timp. Păi au arătat kilometrajul. Ei, au putut să fie un trucaj. Eu trebuia să ajung la un Maslu. I-a spus, vezi să ții ritmul să ajungi la Maslu. Și a mers cu 235. Probabil. Dacă mașina a dus. La începutul lunii august, șoferul arhiepiscopului Tomisului a fost surprins de radar în trafic, conducând cu 235 de kilometri la oră. Bărbatul a fost amendat cu 2900 de lei și a rămas fără permis timp de 4 luni. În mașină se afla la acel moment și înalt preasfinția sa, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.